Ia Clara Bisericii. Inimi închise. Și asta se simte. Îi puneam la duba, duba, niciodată n-am pățit lucrul ăsta. Și prin harul Domnului, sunt vreo câțiva ani de când predic Evanghelia. Însă acum am nevoie. Am nevoie de sprijin din partea lui Dumnezeu și a voastră. Ne ridicăm în picioare. Ne ridicăm în picioare și vreau să citesc un text care, pentru început, la auzul urechilor noastre, poate să pară mai dur. Dar e foarte adevărat. E foarte adevărat cuvântul acesta cu privire la noi. Nu avem treabă cu ceilalți, cu privire la noi. Apocalipsa, capitolul 3, începând de la versetul 14, vreau să dau citire, pagina în Biblie, 1208, traducerea Cornelescu. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, până la final. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclopot. O, dacă ai fi rece sau înclopot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclopot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu, spune Domnul, mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog, respectul, să luați. E dimineața aceasta avem de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Din două puncte de vedere, din punctul acesta al cuvântului Dumnezeu și din punctul acesta al actului de cin. În vechime, când Domnul Iisus vine la râul Iordan, și v-am spus data trecută lucrul acesta, îl văd pe Ioan Botezătorul stând în Iordan, dacă îi dai și drumul, ar fi fost. Și dintr-o dată, în mulțime, așa poate cum suntem noi, sau poate chiar mulți mai mulți decât suntem noi aici, se aude strigarea omului lui Dumnezeu și auziți ce spune. Și aș vrea să ai inima deschisă în dimineața aceasta, urechea inimii să audă această strigare. Și să știi că ceea ce ți-a strigat atunci, Ioan Botezătorul, e valabil și acum. Auziți ce spune? Iată mielul lui Dumnezeu! Iată mielul lui Dumnezeu! Aici avem în fața noastră pe mielul lui Dumnezeu. Și auziți ce face în dimineața aceasta? El ridică păcatul. Vreau să cred că stau la părtășie cu voi, cu Domnul Iisus, și că astăzi păcatele tale, oricât de multe ar fi, sunt ridicate de mâna puternică care a îndrăznit, a fost singura mână care a îndrăznit să spună și să fie ridicată: eu mă duc să-i răscumpăr. E singura mână, nimeni nu a ridicat mâna din cer. Nici de pe pământ, nici de sub pământ. Și pentru tine, pentru mine, pentru noi, s-a ridicat mâna mielului lui Dumnezeu. Să poți să-i ridic păcat. Păi cum și pentru Pavel? Dar vă zăi tare păcătos. Și pentru Doma. Și ăsta e păcătos. Și pentru Nicolae. Și el e păcătos. Dar pentru toți. Eu vreau în dimineața aceasta să ridic păcatul. Asta e vocea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, în ceea ce am citit, și vreau să fim foarte atenți: iată ce zice cel ce este Amin. Ce înseamnă lucrul acesta? Ceea ce Dumnezeu zice, ia ființă. Ceea ce zice Dumnezeu în dreptul tău nu se schimbă, pentru că e realitate, e adevăr. Oare în dimineața aceasta Dumnezeu poate să vorbească adevărul despre tine? Și așa de frumos începe cuvântul Domnului și spune: Pavel, oricât te-ai dat de pocăit, băiatule, eu te știu. Așa începe cuvântul Domnului. Marcel, Avram, Costa, știu faptele tale. Haleluia! Stăm în fața lui Dumnezeu care ne cunoaște și pe dinăuntru, ne cunoaște Duma și pe din afară. Și când stăm jos, când ne ridicăm în picioare, înainte să iasă cuvântul din gura noastră, îl cunoaște Elisei. Tot știe. Știu
faptele tale, chiar și acelea care tu le-ai uitat, eu le știu. În cartea mea sunt scrise, există o carte a faptelor și în dimineața aceasta ne vrem să ne pocăim pentru că Dumnezeu știe. Însă, ce vorbește omul acela și tare ne identificăm cu îngerul bisericii din Laodicea, cu păstorul bisericii, să zicem, dacă se poate așa, cu membru din biserică, dacă se poate să-i spunem lucrul acesta, cu persoana care Dumnezeu se uită la ea. Știu faptele tale. Știu că nu ești nici rece. Nu ești nici încropat. Bateria. Ești un pocăit care te mulțumești, cum spunea fratele Nicolae și frații, te mulțumești că te-ai botezat, te mulțumești că ai fost pecetuit cu Duhul Sfânt, te mulțumești că vorbești în alte limbi, dar faptele dă de dorit. Acum, crezi că vorbește Dumnezeu? Amin. Amin. Crezi că vorbește Dumnezeu? Amin. Te mulțumești și zici, eu sunt pocăit, dar viața mea nu denotă pocăința care eu spun că o am. Acum ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Și Domnul vine și spune, dacă nu ai grijă, în dimineața aceasta și nu reglezi lucrurile după placul meu, fii atent că o să vin la tine. O să vină vremea, dacă nu vin eu, vei veni înaintea mea și te voi da deoparte. Te voi părsa din gura mea greu cuvânt. Dacă nu ne pocăim în dimineața aceasta, sincer înaintea lui Dumnezeu, dacă nu ne schimbăm atitudinile, gândirea, vorbirea, trăirea, purtarea, Dumnezeu va veni vremea când va spune, nu te cunosc, ferească de Dumnezeu. Cred că niciunul dintre voi, niciunul de aici, n-am vrea să auzim glasul lui Dumnezeu să spune, pleacă de la mine, căci nu te cunosc, căci ai lucrat ce? Fără de lege ce? Fără de legea? Încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. Ai încălcat cuvântul Domnului? Poți să ridici mâna, Doamne, te-am supărat prin vorbirea mea. Te-am supărat, Doamne, prin trăirea. Te-am supărat, Doamne, prin gândirea mea, te-am supărat. Și am gândit lucruri, ce frumos că nu se văd gândurile. Pentru unii dintre noi chiar aici pe bancă, în adunare. Ce frumos că nu se văd gândurile. Că dacă mi s-ar afișa gândul aici pe perete, pe monitor, aș fugi eu de mine. Dar Dumnezeu, bunătatea Lui, încă îți dă posibilitatea. Și îmi dă posibilitatea să schimb gândurile. Auziți ce gând trebuie să avem. Și omul acesta nu l-avea. Persoana despre care se vorbește în Scriptură nu avea gândul acesta. Deschidem cartea Filipeni, care aveți capitolul 2. Auziți ce gânduri trebuie să avem. Să aveți în voi, capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. El măcar, că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși, ceea ce ne lipsește nouă astăzi. Poți să te dezbraci de tine? Poți să te dezbraci de eul tău? Poți să lași personalitatea deoparte? Am predicat data trecută de EU. Și am zis că e Uniunea Europeană și am făcut oarecum haz de lucrul acesta. Dar EU, de fapt, e o multitudine de pofte, de lucruri care sunt în viața ta și nu te poți scăpa de ele. Ele te conduc spre foc. EU te duce în foc. Și Domnul spune, El avea chipul lui Dumnezeu. Iisus avea chipul lui Dumnezeu. Și n-a crezut de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Tu ce crezi despre tine? Auziți ce credea omul ăsta? Sunt bogat. M-am îmbogățit. Și nu duc lipsă de nimic. Fiu la adunare duminică. Eu sunt la adunare duminică. Bag mâna în buzunar, pun și în coletă. Eu-s pocăit. Să nu credem și să nu ne înșelăm. Că asta e pocăință. Dragii mei, dacă inima ți-e închisă, asta o vorbi Duhul Sfânt. Dacă vii cu inima închisă, degeaba bagi și deschizi portofelul. În zadar deschizi portofelul, dacă inima închisă, pentru că și banul care îl pui dintr-o inimă închisă, nu-i primit înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi noi toți ne pocăim. Amin? Așa-i, Doamne. Dacă v-ați uitat la voi, voi mă vedeți pe mine și vă văd pe voi. Sunteți săturați de cuvânt, așa-i? Hai să fiți sinceri. Sunteți sături. De asta și încerc să termin cât mai repede, pentru că să vezi saturația asta. O predicat fratele Nicolae înainte și cred că v-a săturat. Ați mâncat de acolo, din farfuria aceea. Acum încercăm să vedem. Domnul spune ceea ce știe despre tine. Știu osteneala ta în capitolul 2, Apocalipsa. Biserica din Efes, Domnul spune, mă, eu știu că te ostenești. Știu că ai și răbdare. Știu și suferința ta. Toate cunoaște Domnul, nu-i așa? Care veți inima trobită astăzi?
Care sunteți pe inima trupită aici? Domnul vă știe suferința. Amin. Dar fii foarte atent. Pentru că faptul că știe toate lucrurile, am ceva împotriva voastră. Măi, tu poți să te ostenești. Tu poți să ai răbdare. Tu poți să suferi potrivit cu voia Domnului, dar totuși eu am ceva înaintea ta, împotriva ta, pentru că te cunosc mai bine decât te cunoști tu. Ți-ai părăsit? Acum suntem melancolici și credem în melancolie, ne aducem aminte de trecut. A, pe ce frumos a fost la dragostea din tâi, nu-i așa, frate? Ce frumos a fost în dragoste. Păi dragostea din tâi răbda mai mult. Acum să nu mă calci pe bătătură, că nu știu ce scot din gură. Păi în dragostea din tâi iubeam mai mult. Nu-i așa? Puneți că nu-i așa. În dragostea din tâi suferea mai mult. Credea mai mult. Dar care-i dragostea? Cine-i dragostea? Hristos. Păi s-o fi schimbat dragostea? Ai același Dumnezeu astăzi? E același Dumnezeu în inima ta, tot o fi schimbat. Eu cred că noi ne-am schimbat. Ne pocăim înaintea Domnului. Ajută-ne. Și au zis, am ceva împotriva ta, Betania. Ți-ai părăsit dragostea din tine și te plictisești. Te plictisești așa de repede, încât faci programele cu nebăgare de seamă, cu grabă, și abia aștept să pleci acasă, că sarmalele făcute. Dumnezeu cunoaște și gândurile. Și dacă nu stai cu gândul acesta de smerenie în casa lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu poate lucra. Cu oamenii mândri, Dumnezeu nu lucră. Însă cu oamenii smeriți, Dumnezeu trimite din cer harul lui. Și de ce nu avem har? De ce nu e lucrare așa cum am dorit fiecare, bineînțeles, dintre noi? Că vrea să se vadă aici semne și minuni. De ce? Pentru că eu sunt de vină. Hai, în dimineața aceasta ridică mâna sus și spune, Doamne, eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat, că tu nu ești vinovat. Tu ai vrea să lucrezi, dar eu mi-am părăsit dragostea care aveam la început. Știi ce făceam la început? Mă rugam și dacă nu știa la să predice. Dar mă rugam, Doamne, dă-i înțelepciune. Doamne, dă-i cuvinte. Doamne, deschide gura. Doamne, vorbește tu, chiar dacă n-avea școli teologice. Dar mă rugam pentru el. Asta face dragostea din tâi. Nu altcineva. Dragostea din tâi. Și apoi vine Domnul și spune, mă, voi ați părăsit-o. Nu vă părăsit ea. Voi ați părăsit-o. Fii atent. În dimineața aceasta, e o dimineață de pocăință. Amin, Duma? Amin. E o dimineață de pocăință a fiecăruia dintre noi. Ne întoarcem în trecut. Avem doi pași de făcut în spate. Și Biblia spune, du-te înapoi pe firul vieții tale și vezi unde e greșeala. De ce nu mai simți pe Dumnezeu ca la început? De ce nu mai ești cu Dumnezeu ca la început? Întoarce-te, vezi unde e căzut și ridică-te în dimineața asta. Ajută-ne. Pentru că altfel, dacă nu vei face lucrul acesta, osteneala ta, răbdarea ta și suferința ta va fi zadarnică. Biserica Betania cred că mă aude. Cine are urechi, aveți urechi lângă voi? Amin. Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor cine? Domnul. Nu, frații, Domnul vorbește prin frații, prin Domnul lui Dumnezeu. Și vrea să spune, nu vreau să te ostenești degeaba. Nu vreau să suferi degeaba, nu vreau să rămâi degeaba. Celui ce va birui, cuvântul Domnului spune, celui ce va birui, are Domnul promisiune. Pentru toți cei ce sunt biruitori. Aș vrea ca în dimineața aceasta toți să fim oameni biruitori. Amin. Amin. Și sunt aici câteva lucruri pentru cei care biruiesc. Aș vrea să trecem puțin prin ele. Dacă birui, Biblia spune în versetul 7 din capitolul 2, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este raiul lui Dumnezeu. Vreți să ajungi acolo? Amin. Vrei să mănânci din pomul vieții? Amin. Vrei să trăiești veșnic? Amin. În seara aceasta, în dimineața aceasta, întoarce-te înapoi pe firul vieții tale și vezi unde ai căzut. Amin. Vezi unde ai căzut. Care e deficitul tău? Care e problema ta? Care e hiba ta? Care e problema ta de nu mai simți pe Domnul? Care e problema ta de nu mai poți să te deschizi în rugăciune? Care e problema ta de nu mai poți să cânti? Care e problema ta de nu mai poți sluji? Care e problema? E la tine. Tu trebuie să te întorci pe firul vieții și să vezi. Și Dumnezeu, dacă vei face ceea ce depinde de tine, îți va face partea. Amin. Îți va da să mănânci din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Apoi mergem în capitolul 2, tot versetul 9 spune că el știe necazul, știe sărăcia și știe și barciocura care o aduc asupra ta unii care nu gândesc. Dar ca să nu fi suferit degeaba, să nu fi fost barciocorit degeaba, Domnul spune și citim cuvântul lui Dumnezeu, știu necazul tău, versetul 9, sărăcia ta, dar ești bogat.
știu bajocurile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ei. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Vrei să treci de la viață la viață? Amin. Vrei să treci de la viață la viață? Amin. Și să nu cunoști moartea? Amin. Domnul astăzi îți spune, caută să te pocăiești. Amin. Nu zi despre tine că gata, la mine tot e perfect. Am de toate, merge bine, gata. Nu, eu nu mai am nevoie de pocăință. Spune, Doamne, eu trebuie să mă pocăiesc mai mult. Amin. Pentru că Tu ai promis că a doua moarte asupra mea nu mai are efect. Și voi trece din viață la viață, e mare lucru, poate auditiv așa pare ciudat, cum să trec din viață la viață? Da, Domnul ce promite, împlinește. Amin, amin. Am spus, așa vorbește cel ce este, amin, amin. Ce zice el, ia viață. Crede în acesta? Crede că poți să treci de la viață la viață? În viața asta rămâne o dimineață de pocăință în continuare. Iubiții Domnului, am spus că nu vreau ca să prelungesc prea mult, deși predica e frumoasă, e educativă, și ar fi fost bine dacă am fi avut timpul la dispoziție, avem și șina Domnului. Însă, aș vrea să trec puțin foarte fugitiv și să ajungem la lucrurile care ne plac nouă. Aur, argint, aleluia. Lucruri de valoare, astea ne plac la toți și am vrea să le agonisim și astăzi Domnul vorbi ceva. Aduce aminte și-o de Duhul Sfânt, dacă nu vă veți lăsa de lucrurile care-s gunoaie în ochii lui Dumnezeu, n-aveți parte cu... Bine. Nu, acum e problemă. Problema, nu predic la adresa nimănui, ferească-mă Dumnezeu, sunt frații mei și dacă-s mai binecuvântați, cred că prin ei suntem și noi binecuvântați. Însă, cuvântul Domnului rămâne da și amin. Dacă așa a vorbit Domnul, spune în felul următor. În textul care l-am citit, aș vrea să mai citesc încă o dată, pentru că zici, ești bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, ori și gol. Te sfătuiești. Acum mergem puțin pe la magazin. Care a fost la magazin săptămâna asta? Toți! Toți ați fost la magazin și ați căutat să luați tot ce mai bun. Tot ce mai de marcă, tot ce mai de valoare, tot ce mai proaspăt. Ați căutat lucrurile astea. Acum Domnul îmi spune, măi, ați fost 6 zile la magazin, dar astăzi vă spun ceva, veniți și pe la magazinul meu. Veniți și pe la magazin, pe la mine, că e benefic, în magazinul meu găsiți toate pentru suflet. Pentru trup ne-am făcut provizie, dar pentru suflet. Astăzi intrăm puțin în magazinul lui Dumnezeu. Și dacă cumva ai pierdut aurul, în magazinul lui Dumnezeu se vinde fără Marcel? Bani. Bă, pe cum pot să cumpăr eu bani, aur fără bani? De la cine pot? Cine-i negustorul ăsta care îmi vinde mie aur fără bani? Ca să mă bogătesc eu și el să sărăcească. În hambarele lui! Dumnezeu împăratul slavei are aur! Care vrea să ți-l dea ție, dar care e aurul acesta? Care o fi aurul acesta, iubiții Domnului? Haideți să deschidem Cartea Proverbe. Cartea Proverbe, capitolul 2. Să vedeți ce vrea Domnul să ne îmbogățească în dimineața aceasta și apoi mai mergem puțin prin magazin și după aceea vom merge să ne împărtășim. În magazinul lui Dumnezeu merge. Auziți ce consideră Dumnezeu aur? Și l-am întrebat toată de pe Daniel și a zis, el a fost sincer, a zis, mie îmi place aurul, frate Pavel. Acum nu știu, eu cred că îmi place și aurul din magazinul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 2, versetul 1 la 6, dau citire să vedeți care-i aur înaintea lui Dumnezeu. Ce-i aur înaintea lui Dumnezeu? Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, aur, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, aur, diamante, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, nestematele lui Dumnezeu, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, și vei umbla după ea ca după o comoară. Atunci vei înțelege frica de El și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, și viața aceasta, și viața veșnică este aceasta. Ajungi la comori nestemate, briliante, dacă vreți, perle. Perle care n-au valoare, care aici nu le pot găsi valoare, doar acolo vei vedea ce valoare au. Auziți cuvântul Domnului spune, vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, vei găsi viața veșnică. Vrei? Vrei lucrul acesta? La magazinul lui Dumnezeu se găsește încă aur. Aș vrea, dacă cumva haina, mergem acum la garderobă, femeile mai cum. Mai mofturoase când alege haina. Mergem în garderoba lui Dumnezeu și vedem. Ți-ai pătat haina?
Că Domnul vine și spune, te sfătuiesc astăzi să intri în magazin și să iei haine? Cum? Albe, curate, să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și dacă acum aș fi un predicator mai dur puțin, aș putea să vorbesc în dreptul surorilor, poate și în dreptul fraților, dar aș vrea să trec peste ceea ce cred eu acum. Aș vrea să înțelegem că în biserica lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, femei și bărbați se îmbracă cu rușine și spială, să nu se vadă rușinea goliciunii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar, dacă cumva ți-ai pătat haina și la nunta unui fiu de împărat, odată tata a împărat o nuntă și a intrat acolo unul care n-avea haina adecvată. Nu avea! Și știi ce i-a zis la Ana? Cum a intrat aici? Cum a intrat aici? Și nu a stat mult pe gânduri, o zis luați-l și aruncați-l în întunericul de afară unde va fi plânsul. Pentru că haina nu-i curată. Pentru că haina nu e adecvată pentru nunta mielului, s-ar putea să auzi cuvintele acestea. De asta Dumnezeu a deschis duminică magazinul. Magazinele sunt închise astăzi, dar la Dumnezeu e deschis. Știi ce haine vrea? Și am văzut o mare gloată, spun eu. Toate sufletele din gloata aceea erau la fel îmbrăcate. Aveau haine albe, de in, subțire și curat. Care avem o paranteză în Biblie care spune și inul subțire sunt faptele de neprihănire a cui? Ale Sfinților din Betania! Sunt faptele de neprihănire, Dumnezeu le cunoaște și pe cele bune și pe cele mai puțin bune. Toate faptele le știe. Astăzi magazinul lui Dumnezeu e deschis. Gândește-te la haina ta. O minciună mică. O minciună mică, cât zice unul că de mică. Ea duce în iad. Duce în iad. E întuneric. Afară. Te scoate din prezența lui Dumnezeu veșnic. O minciună mică. Astăzi, în Efeseni, capitolul 4, acolo în jos, spune cine mințează nu mai minte. Și mai degrabă să spun adevărul aproape lui său. Greșește Domnul? Nu. Apoi spune cine fura să nu mai fură. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui pentru ceva bun ca să dea și celui ce n-are. Mințește Domnul cumva? Nu. Nu minte Domnul. Ne cunoaște faptele bune și cele mai puțin bune. Iubiții Domnului, astăzi haina e pe tine. Te uiți la ea. Dar va veni vremea când în fața ta va sta împăratul și va spune, nu e adecvată. Ieși. Pentru ziua aceea trebuie să speli haina. Și știi prin ce poți să speli haina? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Este singurul detergent universal care poate să spele vina păcatului tău, oricât de mare ar fi el. Încă la magazin e deschis. Aș vrea acum să vedem câteva haine care ni le arată Scriptura și trebuie să le înlocuim. Pe astea murdare și care nu s-a adecvate, trebuie să le schimbăm. Dar niciodată de către Domnul hainele acestea. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în capitolul 2 din 1 Petru, să vedeți ce haine am primit noi când am zis, da, vrem să te slujim până la capăt. Ni s-a scris numele acolo ca și copii al lui Dumnezeu și ni s-a dat o haină. 1 Petru, capitolul 2, versetul 16, spune în felul următor. Nu avem monitorul, este puțin mai dificil, dar suntem pocăiți și găsim foarte repede. 1 Petru, capitolul 2, versetul 16, spune în felul următor. Purtați-vă ca niște oameni sloboși, fără să faceți din slobozenie această o haină a răutății. Ce haină ai primit când ai spus da pentru Iisus? O haină a libertății, o haină a slobozeniei. Și Domnul spune să vă purtați ca niște oameni liberi. Cum se poartă un om liber? Nu are frică de nimic, nu-i legat, așa cum am văzut astăzi că suntem legați, nu-i închis, e liber. Poate să se manifeste înaintea lui Dumnezeu, poate să strige la orice oră din zi sau din noapte, că știe că el e un om liber. Inima nu e ocupată de păcat, inima nu e cuprinsă de fără de lege, ci inima lui e o inimă liberă. Și Domnul spune, purtați-vă în continuare cât vei mai trăi pe pământ, ca oameni liberi. Ești liber astăzi? Ești liber astăzi? Domnul a arătat că suntem încă închiși și legați. Punea Duba și se ruga, Doamne folosește sabia Duhului Sfânt. Și care e sabia Duhului Sfânt? Cuvântul. Și sabia aceasta Duhului Sfânt taie legătușa astăzi. Și vrem să plecăm de aici și spunem Domnului, Doamne, vrem să îmbrăcăm haina slobozeniei. Și nu mai vrem să facem din haina aceasta slobozeniei o haina răutății. Noi o facem, nu Dumnezeu. Și nici dracu. Că, acum fac o paranteză. Se spune că la o mănăstire, starețul mănăstirii a dat comanda toată săptămâna toți preoții în post. Postim toată săptămâna. E puțin mai hazliu, dar
vedem că suntem vinovați câteodată când dăm vina pe dracu. Tot pe el îl băgăm de vină, că suntem noi. Și dintr-o dată, unul mai mâncăcios așa ca unul dintre noi care îi place mai mult mâncarea, ce bă, nu pot să stau în post atâta, frate. Ce să fac? S-a dus la cuibarul găinilor și-a luat un nou. Și s-a dus la lumânare, că nu putea să-l pregătească în bucătărie. L-a pregătit la lumânare și-a mâncat. Prima zi merge, a doua zi merge, tot stăm în post. Și când dintr-o dată intră starețul și-l prinde, zice, mă, ce faci? Păi tu ne trădezi? Păi ne-am zis că stăm în post. Și imediat zice, păi nu eu, dracu. Și atunci apare dracul lângă el și zice, eu? Nici nu m-am gândit ce face asta. Totdeauna știm să dăm vina pe dracu. Dar suntem noi vinovați. Noi ne pătăm haina sufletului nostru. Îi de râs, dar câteodată e de plâns, știi? Așa? Tot pe el arătăm. Dar suntem vinovați. Haina cine s-a pătat-o? Tu sau dracu? Că el a venit numai și tot pus pe asta. Și dacă tu ai făcut, te-ai pătat. Astăzi Domnul încă mai dă eliberare. Crede Biserica Betania cine mai dă eliberare care dă Domnul? Să ne zicem una. Credem că Domnul va da eliberare. Dacă noi luăm haina slobozeniei și o purtăm, n-o dezbrăcăm și o îmbrăcăm pe alta. Apoi, haideți să vedem. Cuvântul Domnului spune ce haine trebuie să cumpărăm de la magazin, că e deschis. În Romani, în capitolul 13, versetul 12, spune să ne îmbrăcăm în hainele luminii. Sunt haine ale luminii? Haine pline de lumină? Sunt! Când Domnul Iisus a fost pe munte, că mai fost 3 ucenici cu el, când s-au coborât Moise și Ilie, hainele Domnului străluceau. Străluceau, s-au făcut albe, străluceau. Iar că Moise s-a urcat pe munte și a venit prezența lui Dumnezeu, hainele lui cum erau? Albe străluceau! Fața lui cum era? Când haina lui Dumnezeu, haina neprihănirii, e îmbrăcată pe trupul cuiva, pe sufletul cuiva, omul acela strălucește. Amin. Știți cu ce se întâmplă cu un om în care Dumnezeu, care se întâlnește cu Dumnezeu, transformă tot în jurul lui. Transformă tot și spune Biblia, când străbat aceștia, valea plângerii o transformă. Cum să transform eu? Pentru că Hristos e în mine. Și când Hristos e în mine, aduce nădejde pentru cel neznădăjduit. Când Hristos e în mine, aduce încurajare pentru cel care și-a pierdut curajul. Când Hristos e în tine și tu poți haine lumini pe sufletul tău. Dreptatea te înconjoară. Te înconjoară dreptatea, bunătatea. Caracteristicile lui Dumnezeu sunt în tine. Și tu transformi. De așa spune David când străbat aceștia. Valea plângerii o transformă. Vrei să fii un om din ăsta? Trebuie atunci să te îmbraci cu hainele luminii. Apoi, o haină specială care o găsești în magazinul lui Dumnezeu. E din Efeseni, capitolul 6, versetul 11. Îmbrăcați-vă și voi cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept săgeților arzătoare care le aruncă vrăjmașul fiecare zi. În fiecare moment, în fiecare clipă din viață, nu-i așa? De câte ori vine vrăjmașul cu săgeți? Zice, numai asta că nu te vede nimeni, frate. Dar spurcă-l că te-ai liniștit sufletul. Dar jură-l că să vedem acum îți liniște sufletul. Săgeți arzătoare. Dacă nu ești echipat corespunzător cu haina din Efeseni, capitolul 6, nu poți să ții piept. Ai scut, ai coif, ai armătură, ai mijlocul încins, ai încălțăminte, ai sabie în mână și ești un om îmbrăcat, dotat de Dumnezeu pentru a ține piept vrăjmașului. Amin! Amin. O haină de genul acesta cred că ne trebuie astăzi. Amin? Amin! Apoi haideți să vedem o haină specială. O haină specială o găsim Efeseni 4:24 și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu e garderoba deschisă în dimineața aceasta și putem să luăm ce vrem, ce haine ne place. Efeseni, capitolul 4, versetul 24, spune în felul următor. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire pe care o dă adevărul, haina puternică. O haină în care aș vrea să fim echipați toți. Haina în care adevărul să domnească peste viața noastră. Și să ne ține tot timpul noi nouți. George Armani. Aleluia. Louis Vuitton. Aleluia. E nimic pe lângă haina neprihănirii care ți-o dat-o Domnul. Amin. E nimeni. E gunoi. Pe lângă haina neprihănirii pe care Domnul vrea să tai îmbrăcată în ea și să nu o dezbraci, să îmbraci haina lăutății. Apoi, aici vedem Coloseni capitolul 3, versetul 10, o altă haină frumoasă care în garderoba lui Dumnezeu. Nu poți să mergi la magazin să zici, te rog frumos, dă-mi o haina neprihănirii. Nu există pe aici.
Dar la Iisus te pot duce, Doamne? Vreau să trăiesc neprihănirea. Capitolul 3, versetul 10, spune în felul următor. Aș vrea să dau citire. Din Coloseni. Și cei care au Biblia să urmărească. Și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Haina aceasta a neprihănirii. Rămâne cum? Nu zburcită, nici pătrată, rămâne nouă, nouță până în ziua când te vei întâlni cu împăratul și vei spune: vino binecuvântatul tatălui. Stai aici la masă, că ți-ai spălat hainele în sângele mielului. Slăvit să fie numele Domnului. Mai sunt câteva haine și apoi închei. Haideți să vedem. Cum e marca sau firma din magazinul lui Dumnezeu? Care o fi marca din magazinul lui Dumnezeu? Știți? Ce firmă are hainele din magazinul lui Dumnezeu? Haideți să vedem. Coloseni, capitolul 3, versetul 14, spune marca care o găsești. Una singură, e o singură marca. Nu-s mai mult în magazinul lui Dumnezeu. Versetul 14 spune. Și citim. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu? Cum? Ce marca are haina din magazinul lui Dumnezeu? Aici și aici și oriunde te-ai uitat scrie dragostea lui Dumnezeu. Amen. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Vrei să ajungi desăvârșit? Tinde spre desăvârșire. De la magazin luăm haina aceasta. Ne îmbrăcăm cu dragostea. Asta e marca din magazinul lui Dumnezeu. Apoi, acum vreau să închei, vreau să fim împodobiți. Să fim împodobiți cu neprihănire. Pentru că neprihănirea va străluci, o haina neprihănirii în Coloseni, capitolul 3, versetul 12, spune: se poate să-ți fi furat haina, să se fi rupt, să se fi murdărit. Ce-i de făcut? Acum e valabil pentru Betania, că așa vorbim Domnul. Ce-i de făcut? Că am văzut că există haine frumoase, știe Domnul toate faptele, cunoaște adâncul inimii, cunoaște usteneala, suferința, sărăcia, necazul, lipsa, tot știe Domnul. Dar ce-i de făcut dacă totuși am crezut că-s pocăit până acum? Mă, dar pocăit mai sunt. Și totuși Domnul a văzut altfel de cum văd eu. Am văzut că am avut haina răutății. Astăzi am zis o dezbrăcăm și îmbrăcăm hainele din garderoba lui Dumnezeu. Ce-i de făcut dacă totuși haina e murdară, e ruptă, e zbârcită? Are pete pe ea. Ce-i de făcut? Roman, capitolul 13, versetul 14. Și apoi, prin ajutorul Domnului ne vor ridica și vom intra la actul de cina Domnului. La fix am terminat. N-am ținut. Cuvântul Domnului spune mai presus de toate aceste haine. Roman, capitolul 13, versetul 14, citește Daniel, se ridică în picioare, ne ridicăm cu toții, l-au zis și spune cuvântul Domnului. Dacă e ruptă, hai, dacă e spârcită în dimineața aceasta, dacă te vezi legat, te vezi apăsat, te vezi truncinat de săgețile care au venit din partea Domnului, astăzi, du-te împreună cu mine, în mintea ta, în inima ta, în lăuntru tău, du-te înaintea împăratului și spune: Doamne, vreau această haină, fără această haină nu voi putea să ajung lângă tine. Care e haina? Și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Amin. Pentru că să-l treziți poftele. Îmbrăcați-vă în această dimineață. Amin. În Domnul Iisus Hristos și nu purtați voi grijă. Domnul va purta de grijă dacă vă veți îmbrăca peste toate lucrurile acestea cu Hristos. Amin. Și El va stăpâni în trupurile voastre și le va păzi până la venirea Lui. Amin. Amin.